Povestea din spatele legendei Atlantidei. Atlantida a devenit un subiect tabu în multe cercuri academice, adeseori marcat de pseudoștiință și inventat ca urmare a interpretărilor din dialogurile lui Platon. Vă salut, prieteni, și bine ați revenit! Astăzi vă voi spune povestea din spatele legendei continentului dispărut. Platon a fost un filozof grec din Atena, în Grecia Antică, în perioada clasică din secolele al V-lea și al IV-lea înainte de Hristos. A fost elevul lui Socrate și l-a predat pe Aristotel. Este creditat cu întemeierea școlii de gândire platoniene și a Academiei, prima instituție de învățământ superior din lumea occidentală. Platon a introdus pentru prima dată Atlantida în Timeu, un monolog al lui Timeu din Locri, un personaj care apare ca un filozof și un aristocrat bogat din colonia greacă Locroi Epizefrio. Studiile moderne, din ce respingă istoricitatea lui Timeu, considerându-l o construcție literară a lui Platon, conform descrierilor pitagoreniilor. Protagoniștii dialogului îi includ pe Socrate, care era un filozof grec din Atena, Hermocrates, care a fost un general siracuzan, Critias, care era un student al lui Socrate și un autor din Atena, și pe Timeu. Dialogul începe cu relatarea creării universului și a civilizațiilor antice, în care Socrate gândește despre starea sa ideală descrisă în Republica lui Platon, un dialog socratic scris de Platon în jurul anului 375 înainte de Hristos. Pentru a da exemplul perfect, Critias continuă să spună povestea călătoriei lui Solon în Egipt, cândva în timpul secolului al VII-lea înaintea noastră, cu 300 de ani înainte de desfășurarea dialogului. Solon a fost un om de stat atenian, care încerca să se opună declinului politic, economic și moral din Atena arhaică. După ce s-a încheiat reformele, potrivit lui Herodot, Solon l-a vizitat pe faraonul Amasis al II-lea în Egipt și a discutat despre filozofie cu Psenofis din Hierapolis și Sonchis din Sais. Călătoria sa l-a purtat și în orașul antic Sais, din delta Nilului de vest, pe brațul conopic al Nilului. Herodot susține că mormântul lui Osiris a fost situat în Sais, în timp ce istoricul grec antic Diodorus Siculus, fiind cunoscut pentru că a scris monumentala istorie universală, atribuie construirea orașului Sais atenienilor antici, înainte de Marele Potop. La momentul vizitei lui Solon, Sais era capitala Egiptului antic în timpul dinastiei a 26-a și avea un mare cult la templul lui Neit, o zeiță asociată cu creația, înțelepciunea, țesutul și războiul. Potrivit lui Critias, aici a fost descrisă pentru prima dată legenda Atlantidei. Preoții din templu, spunându-lui Solon povești despre civilizația dispărută cu 9000 de ani înainte. Pe baza cronologiei preotului, Atlantida este plasată în milionul al X-lea înainte de Hristos, la începutul tranziției de la Paleolitic la Neolitic prin Mezoliticul interimar. Oamenii preistorici au început să dezvolte agricultura, iar comunitățile complexe au construit monumente precum Göbekli Tepe și Halam Semi Tepesi. Platon extinde apoi povestea. Căci se relatează în înregistrările noastre, cum, cândva, statul tău a ținut piept unei osti puternice, care, pornind într-un punct îndepărtat din Oceanul Atlantic, înainta cu insolență pentru a ataca întreaga Europa pentru început. Pentru că oceanul era la acea vreme navigabil, căci în fața gurii pe care voi grecii o numiți stâlpii lui Heracles. Această expresie era utilizată în antichitate pentru a denumi promotoriile care flanchează intrarea în sănătoarea Gibraltar. Acolo exista o insulă, care era mai mare decât Libia și Asia împreună. Și a fost posibil pentru călătorii din acea vreme să treacă de la ea la celelalte insule și de la insule la întreg continentul vis-a-vis de ele, pe care îl cuprindea acel adevărat ocean. Căci toți avem aici, aflat în gura despre care vorbim, este evident un refugiu cu o intrare îngustă, dar că acolo este un adevărat ocean, iar pământul care îl înconjoară poate fi numit, în sensul cel mai deplin și adevărat, un continent. Acum, pe această insulă Atlantidei, a existat o confederație de regi, de o mare și minunată putere, care a stăpânit peste toată insula și peste multe alte insule și părți ale continentului. Și, în plus, ținuturile de aici, în sănătoare, au stăpânit asupra Libiei până în Egipt. Critias, un alt dialog al lui Platon, deseori combinat cu Timeu, îi prezintă din nou pe Timeu, Critias, Socrates și Hermocrates și descrie în detaliu orașul antic, peisajul, fauna și flora, precum și structura, societății și mijloacele de guvernare. Critias vorbește despre un timp străvechi, când regiunile lumii erau împărțite între zei.
Atlantida a fost poziționată în domeniul lui Poseidon, unde Poseidon s-a îndrăgostit de o fată muritoare, pe nume Cleito, și care a născut mulți copii. Primul dintre ei a fost numit Atlas, regele întregului regat al insulei și al oceanului. Atlanții au construit o mare metropolă, înconjurată de corpuri de apă concentrice, conectate la mare pentru un canal. În centru se afla un palat, construit pe un mic munte, unde era un templu dedicat lui Cleito și Poseidon, și statui de aur ale tuturor descendenților, celor geserici și ale soțiilor lor. În dialog, Critia sublinează virtutea Atlantidei. De multe generații, atâta timp cât natura divină a durat în ei, au fost ascultători de legi și cu multă afecțiune față de zeul a cărui sămânță erau, căci posedau spirite adevărate, unind blândețea cu înțelepciunea, în diferite momente ale vieții și în relațiile lor unul cu altul. Ei disprețuiau totul, în afară de virtute, ținând seama puțin de starea lor actuală de viață și gândindu-se puțin la poseda aur și alte proprietăți, care li se păreau doar o povară. Ei nu erau intoxicați de lux, iar averea nu a lipsit de stăpânirea lor de sine. De-a lungul timpului, divinitatea atlanților a făcut loc corupției naturii umane, pe care Zeus a căutat să o pedepsească. Zeus, zeul zeilor, care domnește după lege și este capabil să vadă în astfel de lucruri, percepând că un neam onorabil era într-o situație neplăcută și vrând să-i pedepsească ca să fie pedepsiți și îmbunătățiți, a adunat pe toți zeii în locuința lor cea mai sfântă, care fiind așezată în centrul lumii, privește toate lucrurile create. De aici, restul dialogului este incomplet, dar evenimentele descrise anterior de Critias susțin că acel continent a suferit o serie de cutremure majore și s-a scufundat sub mare. În anii care au urmat dialogului, mulți scritori antici, cum ar fi Xenocrates, au văzut povestea Atlantidei ca fiind un fapt istoric, dar alții au văzut opera lui Platon ca un mit ficțional sau metaforic. În ciuda importanței sale minore, în comparație cu lucrările mai largi ale lui Platon, povestea Atlantidei a avut un impact considerabil asupra literaturii. Aspectul alegoric al Atlantidei a fost preluat în lucrările utopice ale mai multor scritori renascentiști, precum Noua Atlantida a lui Francis Bacon din anul 1626 și Utopia lui Thomas More din anul 1516. Încercările moderne de a asocia Atlantida cu siturile arheologice plasează în principal civilizația în sau în apropierea Mării Mediterane, cu locații propuse, inclusiv Sardinia, Creta, Sicilia, Cipru, Spania, Malta, Turcia, Israel, nord-vestul Africii, Creta și Santorini. Santorini este cea mai interesantă paralelă, unde un oraș cladic din epoca bronzului, numit Acrutirii, a apărut ca un centru comercial în timpul milenului al III-lea, înaintea erei noastre. Orașul avea clădiri cu mai multe etaje, bogat decorate, care foloseau un sistem avansat de canalizare, precedând multe civilizații contemporane până la romani. Acrutirii a fost distrus în timpul erupției vulcanului Teran, care a avut loc cândva în secolul al XVII-lea sau al XVI-lea înaintea erei noastre, devastând orașul și comunitățile de pe insulele din apropiere prin cutremure și tsunami. Erupția de pus straturi de piatră ponce și cenușă, îngropând Acrutirii până la 7 metri în acest material. Erupția a fost urmată de valuri piroclastice, fluxuri de lavă, inundații mari și depuneri de cenușă. Unii istorici speculează că distrugerea orașului Acrutirii a fost sursa din spatele povestii lui Platon despre Atlantida, inspirată din poveștile orale și legendele transmise de-a lungul secolelor. În anii mai apropiați zilelor noastre, Atlantida a dat naștere unor speculații pseudoștiințifice, această legendă fiind folosită adesea ca un termen de referință pentru toate presupusele civilizații preistorice avansate pierdute în negura timpului. Aceasta a fost povestea pentru astăzi. Dacă o considerați interesantă, abonați-vă la acest canal, dați like și distribuiți videoclipul